La marginea satului noapte și a comuna Șișești îl găsim pe Marcel Tănăsie, un tânăr mehedințean olar rămas printre puținii care mai practică acest meșteșug în județul nostru. Acesta este un olar autentic care zâmbește mereu și își zice păcală. Asta pentru că pe lângă tainele olăritului, meșterul nostru are și darul povestirilor cu tâlc. Lutul prinde viață în mâinile lui Marcel Tănăsie. În acest univers mitic se perpetuează una din cele mai tainice îndeletniciri umane cu rădăcini înfipte în negura începuturilor olăritul. Meserie pe care au practicat-o nopteșanii veacuri la rând, iubind-o cu smerenie și dăruire. Marcel Tănăsie este un tânăr mehedințean care a învățat meseria de la bunicul său. Acesta lucrează cu o ceramică veche albă, neîmbunătățită, fără niciun fel de glazură ca pe vremea dacilor. În zonă mai sunt în jur de vreo 20, am făcut socoteala într-o seară, care știu să lucreze, dar din păcate sunt foarte tineri, au undeva 80-90 de ani, 75-80-90, printre care o doamnă la vreo 60 de ani, un băiat, Gogu Gârbovan, mai era Nea Gogu Iosu, dar nu mai lucrează, are și dumneavoastră undeva la vreo 70 de ani și s-a lăsat, dar v-am zis, în total mai sunt 20, dar sunt foarte tineri. Și unii au mai plecat, au fost mai mulți, dar au mai plecat și nu se mai întorc niciodată cei care au plecat. De multă vreme, când eram micuț, undeva pe la vreo 6 ani, bunica mea avea o singură roată în atelier, îl chemam la masă, să vină să mănânce, la masa de prânz sau de mult, dar de regulă la cea de prânz. El venea să mănânce și eu mă duceam repede și mă băgam în atelier și mă urcam pe roată. Și mai făceam și prostioare prin atelier, știți cum sunt copiii, ca și în ziua de azi, mai fac și prostii. Și după aceea mi-a făcut o roată și lucram tot timpul cu el. Bine, că am lucrat cu întrerupere, am fost și angajat o perioadă, am lucrat de la 6 ani până la vreo 17-18, după aceea am fost angajat, a venit armata, toate cele, iar după aceea angajat și de când s-a ales praful de economia țării noastre de mult, am trecut la ce am învățat de la bunic. Nu sunt bani mulți, dar supraviețuiesc. Acesta este Marcel Tănăsie, un meșteșugar, un supraviețuitor și un luptător. Din amestecul de tristețe și încredere pe care îl degajă, luminează ca o făclie sufletul lui pe care cu mâinile îl așează pe fiecare rotire în inima vasului de lut. Traiul din acest meșteșug nu este ușor, mai ales în actualul context social legat de pandemia de COVID-19, însă acesta își dorește să ducă cât mai departe tainele olăritului.